Bun găsit tuturor, sunt Eduard Preda și bine ați venit la Ora de Sport. Tot ce este românesc nu trebuie să piară. Asta spunea Nicolae Iorga la sfârșit de secolul XIX. Tocmai de aceea ne aflăm pe terenul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf din București, aici unde se desfășoară două competiții foarte importante ale sportului național al României. Și cum altfel putem discuta despre sportul național al României decât avându-l invitat pe președintele Federației Române de Oină, domnul Nicolae Dobre. Domnule Dobre, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a veni la Ora de Sport. Bine v-am găsit, cu mare drag de fiecare dată răspund invitația dumneavoastră. Așadar, Oina, sport național al României, ba mai mult decât atât, sub un altul patronaj al Casei Regale. Până nu de mult părea uitat sportul acesta, însă de când vă aflați la cârma federației, parcă lucrurile au început să se miște, parcă lucrurile s-au revitalizat. Da, într-adevăr, a fost o perioadă de regres a Oinei. De fapt, în timp s-a mai întâmplat așa ceva. Avem și suișuri și coborâșuri. Acum suntem pe o pantă ascendentă care cred eu că va mai dura foarte mult, pentru că de-abia de acum încolo începe să vedem rezultatul muncii noastre. Nu este numai munca mea, este munca tuturor celor care iubesc acest sport și spre bucuria mea suntem tot mai mulți. Astăzi suntem aici într-o zonă pitorească, o zonă extrem de frumoasă și în același timp cu adânci legături cu Oina în timp. De ce spun acest lucru? Ați amintit de familia regală. Suntem între Complexul Sportiv Național și Palatul Elisabeta. Aici ne desfășurăm activitatea de astăzi, dar pe acest teren, în urmă cu 125 de ani, avea loc primul campionat național de Oină. Poate nu știți acest lucru, dar în toată zona aceasta a fost parcul societăților sportive, unde era loc pentru toată lumea. Era și teren și de rugby, și de fotbal. Așadar, și de... foarte mari legături istorice. Exact. Mulțumim celor care ne găzduiesc, Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf. De fiecare dată ne simțim foarte bine. E drept că acum nu am putut să jucăm pe terenul central, deoarece fiind foarte folosit în ultima perioadă de multe discipline sportive, a avut de suferit, este în perioada de regăsire, de refacere, dacă vreți, dar totuși și pe aceste terenuri numărul 2 ne descurcăm foarte bine, baza sportivă arată excelent și mai mult decât atât, Dumnezeu ține cu noi, toți suntem aici lângă Mănăstirea Cașin, vedeți o vreme excelentă, aceasta nu este vreme de început de octombrie, este o vreme poate de iunie spre iulie, acest lucru ne bucură, ne bucură foarte mult, deoarece putem să ne ținem condițiile în condiții foarte bune aceste competiții, extrem de importante pentru noi. Și ați atins o problemă extrem de interesantă pentru noi, anume familia regală, să știți că de când avem patronajul familiei regale, inițial am avut patronajul Majestatea sa regele Mihai I, acum avem patronajul Majestății Margareta Custodele Coroanei. Ne merge foarte bine. Avem o mare vizibilitate cu Cupa Regelui și Cupa Reginei care se desfășoară anual pe stadionul de lângă noi și mai mult decât atât avem o foarte mare vizibilitate la nivel național și la nivel internațional, pentru care le mulțumim și pe această cale. Sunt persoane care, nu știu, încep să se apropie de sportul ăsta din această privință, din prisma faptului că este foarte apropiată de Casa Regală acest sport, Oina. Cred că se apropie și din acest punct de vedere, din această cauză, dar ce e mai important este faptul că se apropie foarte mulți copii în ultima perioadă. Suntem aici alături de o altă instituție importantă a statului, vorbim de Complexul Olimpic și Sportiv Român, care alături de Agenția Națională pentru Sport ne sprijină foarte mult. De fapt, fără sprijinul Agenției Naționale pentru Sport n-am putea să desfășurăm activitatea, iar Comitetul Olimpic Sportiv Român ține aproape. Vorbim de performanță care se poate face în cadrul Comitetului Olimpic Sportiv Român, dar în același timp vorbim de latura de caracter de masă, care este cea mai importantă, pentru că nu poți să faci direct performanță fără să te inițiezi și poate pe parcurs nu o să ajungi să faci performanță, dar totuși numai faptul că ai făcut cunoștință cu acest sport este extrem de important. Spuneam acest lucru legat de familia regală, de ce? Poate familia regală are un target care nu este neapărat cel legat de copii, dar ne ajută în promovare extraordinar și vizibilitatea foarte mare pe care am avut-o în special pentru seniori, pentru că aceste competiții sunt de seniori pe care le organizăm, aproape a creat un stimul și pentru copii să practice această disciplină sportivă, iar anul acesta și în anii în care am organizat aici aceste două competiții, Cupa Regelui și Cupa Reginei, ați văzut foarte multă lume care a venit la stadion. Începem să câștigăm terenul pierdut, începem să avem un public stabil pentru Oina, iar acest lucru nu poate să fie decât benefic. Din ce în ce mai multe echipe și cluburi se afiliază Federației Române de Oina și încep să debuteze în diverse competiții. Ce urmărește Federația? Urmărește practic
practic centralizarea și obținerea unei performanțe mai înalte, sau dorește mai mult răspândirea, nu știu, identității și atragerea cât mai multor sportivi? Încercăm să facem de toate. E drept că atunci când încercăm să facem de toate, poate nu le facem pe toate la nivelul dorit, dar este nevoie să facem de toate. În primul rând, vrem să promovăm ideea de sport. OINA este, dincolo de toate, este un sport care reușește să transmită ideea de mișcare, de dezvoltare armonioasă a copilului, de stimulare a inteligenței, bineînțeles, de a calităților pe care le are un sportiv și de perfecționare a acestora. Pe lângă acest mesaj, avem mesajul de educație. Educație, deoarece OINA este și parte de cultură. Știți foarte bine că a fost recunoscută ca valoare de patrimoniu cultural imaterial pe lista care există la nivelul Ministerului Culturii. Așadar, facem două într-una. Mie îmi place să spun că OINA este exprimarea sportivă a culturii românești. Cred că acești copii care învață OINA de la vârste fragede reușesc să prindă ambele laturi și acest lucru este extrem de important. De ce spun acest aspect? Pentru că la nivelul comunității de unde vin, au văzut acolo că se practică acest sport la bunici, la părinților și duc mai departe o tradiție. Alții practică acest sport pentru că l-au descoperit de curând și le place valențele, le place tot ce ține de latura sportivă. Așadar, eu încerc să le fac pe ambele împreună cu echipa mea și, bineînțeles, extrem de important și vă mulțumim mult pentru faptul că sunteți alături noi, este latura de promovare. Indiferent ce am reușit noi să facem pe teren, în afara terenului, la nivelul cluburilor, dacă nu ne ajutați cu promovarea, este egal cu zero. Este foarte importantă promovarea, într-adevăr, mai ales pentru un sport așa de frumos și tradițional cum este OINA. Aș vrea să vă întreb totuși, există posibilitatea de a organiza niște meciuri demonstrative sau niște, nu știu, niște ateliere, poate pe la târguri, festivaluri, zilele orașelor, zilele comunelor, ar putea fi posibil acest lucru, v-ar ajuta în promovarea sportului? V-am spus că avem foarte multe și încercăm să le facem mai multe în același timp. Unul din obiectivele noastre este acela ca OINA să fie prezentă la orice activitate în care se promovează, fie ziua comunei, ziua satului sau evenimente de genul măsurișii oilor, știu, altfel de evenimente care au loc în zone superbe de munte ale noastre. Și dincolo de aceste aspecte, ce este extrem de important este faptul că am avut deja foarte multe invitații la astfel de evenimente. E drept că am început cu câteva activități timide, pentru că lumea nu cunoștea acest sport, dar pe măsură ce l-au descoperit, au început să ne sune foarte mult. Să avem la Festivalul Păstrăvului, la, nu știu, diferite activități unde am trimis echipele să facă demonstrații. Cu tot cu delegație, bănuiesc, cu tot ce trebuie ca să fie cât mai exact, aproape de... Cu activități interactive, la astfel de manifestări, vă dați seama că nu se pune problema performanței. Nu, important nu este cine va câștiga, important este că OINA câștigă dinainte de a fi prezent acolo, pentru că vorbim de o activitate de promovare și prinde foarte mult în ultima perioadă. Numărul celor care ne solicită crește, acest lucru fiind extrem de important pentru latura de promovare, care este foarte, foarte importantă. Mai mult decât atât, tot pentru promovare, avem foarte multe solicitări de a iniția noi profesorii de educație fizică, care, din păcate și cu mare regret spun acest lucru, nu sunt inițiați în tainele mâine atunci când ar trebui, anume pe băncile școlii, pe băncile facultății, în ciuda numeroaselor demersuri pe care le-am făcut în acest sens. Îmi cer scuze că vă întrerup, vreau să vă întreb, cred că anul acesta avem și un doctorat, un doctor în sport în OINA, pe specializarea OINA, cum ajută? Da, chiar este aici Cristian Vodova, echipa lui joacă acum în spatele nostru, este antrenorul echipei din Galicia Mare, din Dolj. Îl felicit pentru faptul că a avut curajul să se înhame la o astfel de activitate, deoarece este un act de curaj să te înhame într-o lume total necunoscută. Știți că de obicei este vorba aceea românească, cărțile din cărți se fac. El n-a avut din ce să se inspire, a luat-o practic de la zero, a fost refuzat de multe facultăți la nivel național, singurii care l-au acceptat au fost cei din Cluj, de la Universitatea Babeș-Bolyai, care au vrut ei să fie cei care vor da... Să fie pionieri. Da, pionieri. Pe lângă el mai avem încă doi care sunt doctoranți acum și așteptăm să termine și ei. Ne ajută foarte mult. De ce? Pentru că dacă vrem să introducem specializarea OINA, conform legilor, actelor normative, avem nevoie să fie doctor în OINA. Deja avem o primă universitate care, sau facultate, spunem, cea din Bacău, care s-a arătat interesată și a introdus de anul acesta la opțională specializarea OINA. Sper să urmeze și altele, pentru că noi am făcut demersuri și anul acesta, că așa au trecut câte cele 17 facultăți de profil în România. Așteptăm să ne contacteze toți, pentru că eu consider că în 3 ani de studiu, chiar dacă nu se face un curs de specializare, este timp pentru 10-15 minute ca
viitorul profesor de educație fizică să nu se mai ducă în școala unde va preda și să facă o confuzie între proba de aruncare în ligii de oină și jocul de oină. Este extrem de important să fie pasionat de acest sport. Și pot să vă dau un exemplu în acest sens. În acest moment, la Constanța, are loc un proiect pilot, este la nivel național, cred, o activitate de bună practică, anume se implementează programul național Redescopere Oina, un proiect în care Consiliul Județean Constanța a acordat sprijinul financiar necesar, astfel încât cu o caravana oinei federația să meargă prin toate școlile din județ să învețe să facă activități demonstrative cu cele două echipe fanion ale Constanței, Frontiera Tomis Constanța și Tradisport Constanța, să învețe profesorul de educație fizică și sport această disciplină. La rândul lor, aceștia vor forma echipe, se vor întâlni în Cupa Tomisului. Și la final deja avem o câștigătoare. E drept Oina, avem un grup țintă de 400 de copii. Spre bucuria noastră, deși inițial am avut un proiect 20, s-au înscris 23 de profesori și numărul este în continuă creștere. Așadar, și deși am avut grup țintă între copii între 15 și între 10 și 14 ani, deja avem copii de la clasa 1-a, 2-a care vor să practice această discipline foarte, foarte mare. Deja o să vedeți că va prinde foarte bine. Pe Constanța este un exemplu, dar cu siguranță vom avea deja solicitări la nivel național. Au văzut promovarea care s-a făcut în presă, m-au contactat cei de la sectorul 5 din București că vor și ei un astfel de proiect. La Sălaj avem deja înscris 80 de profesori care vor să învețe această disciplină sportivă și este puțin. Foarte frumos, deci practic mergem din ce în ce, face mai mult. Din ce în ce mai bine, mai vizibil peste tot, sunteți din ce în ce mai vizibil peste tot în toată țara. Asta e un lucru foarte important. A spus mai devreme de tinerii școlari care vor să învețe așa din tainele oinei. Cât de complex este sportul ăsta pentru ei, comparativ cu alte sporturi? Este destul de complex din ceea ce văd eu în spatele meu, adică sunt foarte multe posturi, sunt foarte multe moduri în care poți juca acest sport, dar este chiar într-adevăr un sport complex sau este destul de simplu de practicat? Dacă iei direct regulamentul, fără să vezi jocul și-l citești, cu siguranță nu o să practici oina niciodată. Pentru că fiind un sport care necesită foarte multe lămuriri din punct de vedere a regulamentului, dacă citești doar regulamentul, automat vei pierde și nu o să-l practici. Dacă intri efectiv să-l joci, totul va veni de la sine. Pentru că pe teren o să îți dai seama ce ai de făcut, o să primești câteva informații și o să fie foarte simplu. Ce vedem noi în spate aici este varianta clasică a jocului, varianta 11 jucători. Noi mai am inventat, dacă vrei, între ghilimele, alte două variante. Varianta în 6, pentru că din 1 octombrie, când începea să se schimbe vremea, nu mai puteam să jucăm 5-6 luni de zile, nu mai puteam juca pentru că ceau ploi și zăpada și bineînțeles că vremea nu mai permitea să jucăm afară. Așa, dar ați dorit să dați continuitate. Exact, și am inventat varianta în 6 care se poate practica în sală și pentru că promovarea este extrem de importantă, am mai adus o altă variantă. Este varianta pe plajă care se practică în 8 jucători. Toată vara avem în jur de 15 competiții pe plaja din Constanța și în toate stațiunile de pe litoral, care constituie un excelent mijloc de promovare. Așadar, jocul în sine, indiferent de varianta pe care o practici, la început poate fi complexă. Pe partea școlară am ales să se practice împreună cu Ministerul Educației Naționale, care ne ajută foarte mult și le mulțumim încă o dată pe această cale, că niciodată nu ne-au refuzat când a fost vorba de o competiție de oină, am introdus varianta în 6. De ce în 6? Din motive obiective, zic eu, pentru că asta a fost și la solicitarea profesorilor, deoarece foarte puțin copii vin către sport. Asta e un mare adevăr. Al doilea adevăr, trist. Infrastructura, pentru că la noi terenul 11 necesită o suprafață mare de joc, ori în România sunt foarte, foarte puține școli care au o suprafață mare de joc. De regulă au o suprafață asemănătoare cu unui teren de mini-fotbal sau de handbal și de asemenea din rațiuni care țin de a avea timp să pregătești echipa. Una e într-o oră să ai timp să lucrezi cu 7-8 copii, alta să lucrezi cu 15-20. Aceste lucruri au fost extrem de interesante din punctul nostru de vedere și acceptate de către Ministerul Educației. Faptul că a fost o reușită, cred eu că poate fi reflectat de numărul de echipe care s-a format ulterior. Dacă înainte să avem această variantă, aveam la nivel național doar în jur de 20-30 de echipe, anul trecut și anul acesta la competiție de profil am avut peste 450. Wow. Cred că asta spune foarte mult. Este o variantă redusă, într-adevăr, dar și din rațiuni de cheltuială sunt importante, pentru că una este să deplasezi 6-8 copii, alta să deplasezi 15. Cu siguranță logistica exact. Este complet diferită. Și ai varianta ori duci o echipă și păstrezi spiritul, ori nu duci deloc să pierde spiritul. E drept că noi promovăm peste tot că varianta frumoasă și meciurile cele mai importante le facem la varianta în 11 jucători, este varianta clasică, dar și varianta aceasta ajută și de ce să nu o spun? Avem și exemple în istoria sportului care au demonstrat că o astfel de schimbare poate să fie benefică. Nu-mi doresc să se ajungă acolo, dar este un exemplu clasic. Handbalul a început în 11 jucători pe iarbă și acum nimeni nu mai sau puțini și aduc aminte de varianta, exact. Varianta la care România a fost campioană mondială, cred că și la feminin și la masculin. Pierdută în istorie. Exact, și acum este varianta pe care o știm
toți în varianta care se joacă în sală. Varianta în 6 este mai dinamică, mai spectaculoasă, dar are minusurile sale pentru că are un singur culoar. Nu poți să le ai pe toate, poți să ai plusul într-o parte, minusul într-o parte. Important pentru noi este că și cu această variantă se transmite mesajul de unii, se transmite spiritul de unii, se păstrează spiritul de a lovi mingea cu bastonul, de a te apăra, spiritul de echipă și acest lucru este extrem de important. Se aude din jurul nostru de peste tot numai urale și bucurie. Pare că oina este un sport foarte, foarte dinamic. Cam la fiecare fază de joc este cât un moment decisiv al unui meci. Într-adevăr, e un sport extrem de dinamic. Sportul acesta a fost studiat de reprezentanți sau de țări în care se practică sporturi asemănătoare. Am în vedere aici Statele Unite, unde se practică, nu numai acolo se practică, dar unde e patria baseballului, exact, să zic așa, și cricketul, unde, care se practică foarte mult în India. Există asemănări? Există asemănări. Ce vreau să spun, au venit și au jucat aici în România, am avut meciuri demonstrative cu militari americani de la baza Mihail Cogălnicianu, am avut cu indieni la fel activități chiar pe acest teren. Toți au spus că oina este extrem de frumoasă, de spectaculoasă, cel puțin la fel ca și baseballul. Diferența o face ceea ce se întâmplă în spatele, mai bine sunt spatele meu, nu spatele tău, că tu ești aproape de teren. Adică pe teren suntem cel puțin la fel de spectaculoși, dar ceea industria ce se întâmplă, industria este complet diferită. Nu ne ajută. De aceea avem un proiect prin care încercăm să ducem oina la anul în Statele Unite, în India, în toamna aceasta. Dacă ne va reuși acest proiect, ar fi extraordinar. În același timp avem solicitări pentru a se practica oina în alte țări. Chiar în aceste zile este un demers la ambasada noastră din New Delhi pentru ca echipa care s-a format în Kathmandu, deci în Nepal, să fie prezentă în România luna viitoare pentru un meci demonstrativ cu echipa de România. Așadar, începem să depășim și granița țării. De ce? Pentru că, în opinia mea și a celor care mă ajută din cadrul Biroului Federal, și le mulțumesc foarte mult, oina, dezvoltarea oinei la nivel internațional va aduce la o dezvoltare implicită la nivel național. Pentru că eu cred că toată lumea, dacă practică un sport, își dorește ideea de performanță. Ideea de performanță care, la un moment dat, nu trebuie să limiteze la titlul de campion național. Un meci când îți cântă imnul național și când la final poți să te bucuri de o altfel de performanță, cred că îți creează un alt stimul. Și de aceea încurajăm pe cei care vor să practice oina la nivel internațional, pentru că am fi în fața unui moment istoric. Pentru prima dată în istorie, România ar putea impune un sport la nivel mondial și cred că ar fi un lucru de mândrie națională. Și nu numai imnul României, cât și imnul oinei, căci avem un imn al nostru. Vreau să vă întreb legată de trecerea peste hotare a sportului național al României. Există vreo posibilitate de a practica în diaspora? Avem mai multe proiecte, nu vrem să ne lăudăm, dar avem proiecte cu care le-am dat drumul de mult timp și mergem în paralel cu multe. Este un lucru de laudă. Unul din proiectele noastre se numește Oina Sportul Românilor de Pretutindeni, un proiect în care încercăm să ducem în primul rând acest sport ca element din date națională în fosta Românie Mare. Avem un proiect pe care îl derulăm cu Basarabia, chiar acum o săptămână am venit de la Cupa Unirii de la Chișinău. Avem o competiție în oglindă prin care păstrăm spiritul dincolo de Prut, spiritul împreună cu frații, spiritul românesc dincolo de Prut. Am avut o primă ediție în România, la Iași, acum o lună de zile. Am fost și oaspeți în Republica Moldova, ne-am simțit foarte bine prin promovarea acestui joc acolo. De asemenea, avem demersuri pentru a se înființa echipe de oine în Ucraina, în partea de Bucovina de Nord și în Transcarpatia, deci în Maramureșul istoric din Ucraina și în Bucovina de Nord. Avem demersuri în acest sens și în partea de jos, în Cadrilater. Asta odată, în România Mare. De asemenea, acest proiect se adresează și românilor din diaspora, pentru că avem foarte multe solicitări pentru organizarea unor activități cu ocazia unor evenimente în care se promovează tradițiile românești, de Ziua Națională a României sau știu, alte activități care se promovează în Italia, în Spania. Românii de pretutindeni, exact, se implică în activități de genul. Avem proiecte pe care am discutat să le depunem la Departamentul Românilor de Pretutindeni, avem români de afară care ne-au solicitat acest lucru. De ună zi am avut solicitare din Maroc, unde o comunitate de români, nu mare, dar inimoasă, din Croația, de asemenea, v-am spus, din Spania, din Italia, unde comunitățile sunt foarte, din Canada, unde am trimis deja materiale și au fost prezentate acolo alături de dansul și cântecul românesc. După cum vedeți, avem multe. Suntem o mână de oameni. Federația are un personal, că tot vorbim de Caragiale, unul din marii noștri jucători de oină, și are fraza celebră că este tot ce nu merge bine este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Federația are o normă și jumătate. Dacă credeți că o normă și jumătate se poate, de fapt avem trei jumătăți de normă, ca să fim corecți, cu trei jumătăți de normă se poate să bunim un fenomen la nivel național și internațional. Cred că sunt eforturi supraomenești depuse de dumneavoastră și de colegii dumneavoastră. Ne punem mari speranțe în proiectul național Redescoperă Oina, pe care l-am depus la Guvernul României pe data de 29. Este prima dată în istorie când se depune un proiect, conform legii care a fost aprobată în luna aprilie, când a fost aprobată și Ziua Națională a Oinei, ziua de 9 mai. E proiectul care își propune să facă de oină cu adevărat sport național. Are foarte multe laturi, are laturile care țin de activitatea de genul cele care se desfășoară la Constanța în aceste zile în colaborare de Federația Română de Oină cu Inspectoratul Școlar Județean și Consiliul Județean Constanța. Avem astfel activitate
activități la nivel național. Dacă se va aproba așa ceva, practic ar trebui să luăm la mână toate județele, să învățăm profesorii, să participăm la activitățile, cum ai spus tu, activitățile care au loc la nivelul comunităților, să învățăm în același timp managerii de cluburi să poată să acceseze, să formeze noi cluburi. Este un proiect extrem de complex. Nu ne punem speranțe că va fi aprobat în integralitate, dar dacă îi se dă drumul, el trebuie să numește sugestiv Programul Național Redescoperă Oina, dacă an de an se desfășoară ușor, activități, ușor va fi ca un bulgare de zăpadă, exact, care se va mări pe parcurs ceva. Sperăm să se materializeze, să avem o primă luare în calcul a demersului nostru de anul acesta, să începem din 1 ianuarie, februarie, astfel încât în fiecare an să ne vină ușor, pentru că dacă ai acumulat ceva anul acesta din punct de vedere al promovării, va fi mai ușor la anul. După cum ai spus, în spate aici sunt activități foarte frumoase organizate de copii aceștia minunați. Vedeți că media de vârstă este foarte mică, sunt fete care se bucură. Varianta aceasta de oine este o variantă pe care Spiru Hared, de altfel părintele Oinei, a încercat în urmă cu 120 de ani. Din motive obiective nu cunoaștem de ce nu s-a jucat. Eu am fost cel care în urmă cu 7-8 ani am propus reluarea acestei variante, sau de fapt prima dată când se face un campionat. Doar o secundă pentru a le spune telespectatorilor, se desfășoară Cupa României. Cupa României la senioare, aici pe terenul 2 la Arcul de Triumf, o competiție cu o miză extraordinară. De ce este o miză extraordinară? Vă spuneam că la această competiție este extrem de important rezultatul, deoarece, conform regulamentului, în finala Cupei Reginei de anul viitor se califică câștigătoarea campionatului național, pe care o știm deja, Dacia Mioveni 2012, și câștigătoarea Cupei României. În cazul în care echipa de aici va fi tot Dacia Mioveni ca și câștigătoare, se va duce echipa care s-a clasat pe locul 2 la campionat, respectiv CSM Râmnicu-Sărat. Așadar, ambițiile sunt extrem de mari, pentru că toți își doresc să ajungă la anul aici, la Cupa Reginei, întrucât este o expunere extraordinară din punct de vedere al mediatizării. Este un moment de mândrie să joci cu stadionul acesta aproape plin, să te vadă lumea, să transmită direct la televiziune. Și avem aici 5 echipe care cred eu că vor face o foarte bună propagandă. Unii am pomenit primele două, Dacia Mioveni 2012 și echipa din Dolj, CS Galicia Mare, mai avem Ambiția Mădălin din Prahova, de asemenea avem CSM Râmnicu Sărat și de asemenea mai avem următoarea echipă care mai este Avântul Frasin din Suceava. Toate 5 se luptă pentru aceste activități. Fac o încălzire pentru activitățile care vor avea loc după amiază, pentru că după amiază, în paralel, pe ambele terenuri, o să avem Cupa Federației la Oină, și la masculin și la feminin, unde de asemenea o să crească nivelul de joc, pentru că băieții au o altă exprimare pe teren, o competiție de tradiția noastră, la care vă invităm după amiază, începând cu ora 2. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Vreau să vă întreb, astăzi avem două competiții de oină feminin. Exact. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, practic, foarte multe sportive se apropie către sportul de oină, adică mi se pare foarte interesant faptul că nu sunt doar bărbați care practică, nu este doar oină masculin, este și feminin, și lucrul ăsta contează foarte mult, mai ales în sensul în care merge astăzi sportul, în ziua de astăzi. Să știți că au fost mulți care nu m-au încurajat la această variantă. Trebuie să spun cu regret acest lucru. Fiind un sport care în esență a fost practicat de bărbați de sute de ani, când am venit eu și am propus varianta feminină, vă dați seama că nu a fost primită, deși am propus adaptarea materialului de joc, adică mingea să fie mai moale, materiale de protecție, au fost reticenți. Prima ediție a avut loc în 2016, dacă nu mă înșel, la Mioveni, o ediție de succes la care s-au format ad hoc în jur de 20 de echipe. Deci lumea aștepta să practice acest sport, dar n-a avut nimeni curajul ca să propună. Ce a adus nou această variantă, care se dezvoltă foarte bine, numărul de practicante este aproximativ egal cu cel al băieților, a adus ceea ce ați sesizat și dumneavoastră mai devreme, bucuria de joc. La fete este o exprimare extraordinară și vreau să felicit pe toate sportivele, pentru că în esență, dacă la băieții mai au anumite răbufniri, de orgoliu, eu zic inerent atunci când este adrenalină, când este pe teren, se mai întâmplă în fenomenul sportiv, fetele întotdeauna o să le vedeți că sunt supărate, în special dacă se întâmplă acest lucru, pe propria nereușită. Nu caută explicații în arbitraj, în adversar. Este propria nereușită dacă se întâmplă așa ceva, iar bucuria, spiritul de echipă este extrem de prezent. Ai văzut de mai multe ori aici cum se încurajau, cum toate căutau să fie conectate la ce se întâmplă, cum reușeau să ducă spiritul de echipă, să pună în valoare ce au făcut la antrenamente, cum era o legătură între ele și antrenor. E un lucru extrem de important, care cred eu că dă încredere celor care vor să vină către oine, și acest aspect se vede în numărul de practicante. Avem sportive care încep să vină de la 7-8 ani să practice această disciplină sportivă. Și dacă nu se va întâmpla, să zicem, să ni se taie finanțarea sau să aibă, pe plan local vorbesc, numărul acesta cred că va depăși în scurt timp numărul băieților. Să sperăm că aici vom ajunge, dar despre acestea și multe altele vom discuta imediat după o scurtă pauză publicitară. Ne întoarcem imediat la ora de sport.
Am revenit după pauză, ne aflăm în continuare pe terenul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf. Alături de mine în continuare, de asemenea, este președintele Federației Române de Oină, domnul Nicolae Dobre. Tocmai s-au terminat două partide, două partide care contează pentru accederea în finala. Sistemul de joc este fiecare cu fiecare, dar sunt partide extrem de importante, pentru că dacă bați principal adversar în meciul direct, ai o șansă mare să termini pe primul loc, deoarece se ia la final, dacă este egalitate de puncte, se ia meciul direct. Așadar, ai un dublu avantaj, o dată că ai pierdut și poți să mai pierzi încă o partidă, că ai câștigat, poți să pierzi o partidă, că în cazul în care ești la egalitate cu cea pe care ai învins-o, ai deja asigurat locul întâi. În prima partidă... Deci, practic, meciurile sunt foarte, foarte decisive. Ați văzut un meci echilibrat, a câștigat campioana Dacia Mioveni în fața echipei din Galicia Mare, iar pe terenul 2, echipa din Râmnicu Sărat s-a impus în fața echipei debutante, să spunem, la Cupa României, echipa din Prahova, Ambiția Mădălin, o echipă tânără. Pe care o susținem. O susțineți pentru că ați venit de acolo și vă mulțumim. Vreau să-i felicit pe cei de acolo care sunt în spatele echipei. Au reușit un trip foarte scurt să constituie echipa. Aceste lucruri este extrem de important, vorbind de o echipă, nu special jucători. Au venit exact cum ne place nouă să promovăm ideea de sport tradițional. Este o echipă tipică, cea de la Prahova, pentru că au venit părinții cu copiii, deci în familie joacă. Ideea de oină este ideea de sport tradițional, care trebuie dus mai departe, în principal, în familie și nu numai. În echipa Ambiția Mădălin se găsește din plin acest spirit, întrucât o să vedeți copil de 12, 14, 16 ani împreună cu mama de 35, de 40 de ani. Este extraordinar de frumos, practic, să-i vezi pe toți. Activități de familie la sfârșit de săptămână, exact. Pe lângă performanță, pe lângă tradiții românești, sunt toate integrate. Foarte frumos. Spuneți-mi puțin despre calendarul competițional. Cât de dese sunt competițiile? Vă spun, cred că este corect să anunțăm și pe cei care vor evolua după amiază. Fetele le-am anunțat, ar fi bine să anunțăm și băieții, pentru că va fi competiția de băieți. Avem Frontiera Tomis Constanța, deci la masculin, la Cupa Federației, Izvorul Chiești, CSM Râmnicu Sărat și CSM Oltenița. Meciuri extrem, extrem de interesante după amiază. În ceea ce privește calendarul, să știți că avem multe activități, chiar zic eu, la un moment dat prea multe, pentru că terminăm o competiție sau două în weekend, deja din timpul acelei competiții de sâmbătă, duminică, o pregătim pe cea de weekendul viitor și fă un calcul câte se pot desfășura într-o vară. Noi avem în jur de 40 de competiții naționale, la care se adaugă 8 activități internaționale, între ele activități de inițiere noină, proiecte de genul Cer la Constanța, care are 8 activități în 8 weekenduri. Efectiv, pe acasă stăm foarte puțin. Și în general, pentru competițiile la nivel național, cluburile și echipele se autofinanțează, practic. Se autofinanțează, foarte puține cu sponsori, practic. Majoritatea dintre ele sunt pe partea de finanțare privată. Sunt câteva care primesc și finanțare de la stat, pe program Național Descoperă Oina. La fiecare club există o persoană ambițioasă care ține în viață acea echipă. Dacă n-ar exista acea persoană care este și manager de regulă, și manager, și antrenor, uneori și capitan de echipă, pentru că și joacă, n-ar exista Oina în continuare la nivelul comunității respective. De altfel, când persoana aceea renunță la Oina, renunță efectiv și echipa la a participa. Ce trebuie să facem noi totuși în perioada următoare, și am în atenție acest lucru, trebuie să cultivăm un pic tot ce înseamnă spiritul de management sportiv, pentru că nefiind echipe profesioniste, dacă vrem să promovăm mai mult Oina și trebuie să ne autodepășim și pe această linie, trebuie să învățăm să construim ce înseamnă un proiect de management sportiv la nivelul clubului, pentru că ne ajută foarte mult. De la management sportiv pe termen lung, atenție, exact, nu pe exact. Termen scurt, pentru că nu se poate realiza absolut nimic într-un timp foarte, foarte scurt. Exact, și în acest sens trebuie să ai răbdare, plecând de la echipe de junior, plecând de la expunere, plecând de la antrenori, plecând de la tot ce înseamnă acest complex care poate în final să conducă la performanță sportivă, și nu numai, pentru că important este performanța sportivă, dar spiritul de oină în principal trebuie să fie cel legat de a duce o tradiție mai departe, pentru că vorbim de sport. În sport, dacă sunt două echipe, întotdeauna numai una este câștigătoare. Dacă vii cu gândul la competiție doar să câștigi și n-ai câștigat, te-ai supărat că n-ai câștigat, pentru că așa e în sport, pierzi, nu mai vii la a doua competiție. Ori foarte important este să se cultive spiritul de competiție, de a participa. Spiritul competițional este cel care poate să ducă la nivelul de performanță în momentul când ai o formă bună, când, eu știu, ai și noroc, pentru că e un sport în care trebuie să fie și noroc. Absolut. Dar dincolo de toate trebuie să înveți copiii că
chiar dacă au pierdut, trebuie să continue, chiar dacă au câștigat, trebuie să continue. Suntem lângă Comitetul Olimpic Sportiv, care v-am spus că ne sprijină foarte mult alături de Agenția Națională pentru Sport. Știți foarte bine spiritul olimpic, important este să participi. Acest lucru cultivăm și noi și sperăm ca să avem succes, pentru că dacă vom cultiva acest spirit, cu siguranță vom avea din ce în ce mai mulți practicanți. Vorbim despre cultivarea spiritului. Cam de la ce vârstă ar putea tinerii dornici de a practica oina să vină la inițieri, la antrenamente, în cadrul unor cluburi organizate? Avem, inițial, categoriile de vârstă plecau de la 14-16 ani, cu câteva categorii de vârstă, să zicem, mari, zic eu, pentru începerea oinei. De ce spun acest lucru? Cum v-am spus mai devreme, având o colaborare foarte bună cu Ministerul Educației Naționale, dacă el începea oina la 14 ani, 13-14 ani, în ciclul gimnazial, automat sau o mare parte dintre ei mergeau la licee și se pierdea echipa respectivă. Plecau la diferite licee, dispărea echipa, cel puțin în mediul școlar. Exact. Și atunci, și la solicitarea lor, pentru că am văzut că a început să le placă copiilor de la vârste fragede, am adaptat materialele de joc, în sensul că am făcut 5 tipuri de mici, care pleacă de la mărimea 1 cu 140 de grame pentru senior și scade din 20-20 grame până la mărimea 5, care are jur de 60-70 de grame, pentru a putea să joace cu ea și cei mai micuți. Materiale de joc de asemenea, bastonul l-am micșorat, l-am făcut într-un lemn de esență moale. Unde care confecționăm? Unde confecționăm? Avem o mare problemă cu confecționarea. Bastoanele se pot confecționa, că avem destule, avem lemn. În schimb, pe timpul dinainte de 89, erau foarte multe mingi. În România, în fiecare școală găseai 30, 50, 100 de mingi, pentru că erau făcute pentru proba de aruncare mingi de oină și jocul de oină. Pentru telespectatorii noștri, acum, mingea de oină este, îmi cer scuze că v-am întrebat, mingea de oină este fabricată din păr de vacă și acoperită cu petice de piele. Da, poate mă ajută cineva să aduc o minge de oină, ca să vedem și cum arată o minge de oină, pentru că toți suntem pe terenul de jos, sunt convins că sunt și mingi de oină aici. Cu siguranță. Ideea este că înainte erau foarte multe mingi de oină. Acum avem probleme pentru că acele echipe sau, să zicem, cooperative, cum legea înainte pe timpul lui Ceaușescu, de producție au dispărut și nu se mai produc în România pentru că nu sunt considerate rentabile. Hai să vedem o minge cum arată. Dă o pasă de acolo. Uite că am primit și o minge. Așa arată o minge de oină. Noi, pentru a fi mai atractive, le-am făcut în culorile tricolorului. Pe lângă cea albă clasică, am făcut în roșu, galben, albastră. Deci o minge de oină are circumferința de 24 de cm și am zis, mărimea 1 pleacă de la 140 și scade din 20-20 până la mărimea 5. Ea este confecționată din 8 bucăți de piele de vacă, cu grosimea în jur de 3 mm, tăiate între unghiuri echilaterale curbe. Cele 8 bucăți sunt cusute pe interior. Extrem de important, sunt cusute pe interior. E o tehnică specifică. Ulterior, este umplută cu păr. Cu păr de animal. Ideal este ca acest păr de animal să fie de porc sau de vacă, deoarece fiind un păr cu o grosime mai mare, are o mai mare elasticitate când este lovit cu bastonul. Exact. Dar acum se fac foarte rar cu astfel de păr. De regulă se umplu cu lână. Acum, care e problema noastră pe care am avut-o noi cu mingile acestea? Ce problemă am avut cu ele? Pe timpuri dinainte de 89, mingile acestea, o mare parte, erau umplute cu câlți și nisip. Contrar regulamentului, ele nu puteau fi folosite la jocul de oină. Oficiale. Așa erau făcute ele. De obicei, jucătorile erau și făcute și cu păr normal, dar și din acestea. Erau, în schimb, foarte multe făcute pentru proba de atletism. Acolo nu conta cum sunt. O arunca la distanță, putea să arunce orice piatră la distanță. Exact, trebuia să fie doar greutatea. Și atunci aveam o mare problemă. Ce problemă era? Dezvoltându-se foarte mult, să zicem, probele de atletism, proba de pentatlon, în care este proba de aruncare mingii de oină, copilul, în timpul probei, care era în fiecare școală, lua contact cu această minge, acea minge tare, pe care nu spunea minge de oină, atât. El, când o vedea că este tare, plină de nisip, de o duritate extraordinară, când afla despre jocul de oină și spunea, vezi, într-o anumită fază a jocului, o să fii lovit de mingea aceasta. Vă dați seama că avea prima dată o reacție de a se retrage din jocul acesta, că avea frică să nu rănească. Exact. Dar nu cu mingea aceea să juca oină. Eu n-aveam cum să explic tuturor acest lucru, pentru că mingile erau zeci de mii în țară. Și atunci am luat decizia de a face acest logo,
în care spune că aceasta e minge oficială de oină, care este pregătită pentru jocul de oină. Și ne-a adus un mare serviciu pentru că acum știu copiii că nu se joacă cu pietroaie oina. Deci, practic, foarte mult către noi. Când ești în careu sau cum se numește, la strungă, da? Nu riști să fii lovit, să fii accidental. Te-ai documentat, acestea sunt. Cu siguranță. Având în vedere că oina este un sport care are originile, se pare, nu avem un izvor scris în acest lucru, dar fiind practicat de sute de ani, are origine în modul de petrecere a timpului liber de către cei care se ocupau cu păstoritul. Denumirile pe care am avut în timp au avut legătură cu această îndelinșire a păstorilor și, bineînțeles, se intra la strungă când se intra la apărare, se intra pe teren, se intra la păscare când erau cei care pasau. Era Baciu era capitanul de echipă. Exact. Și ca atare aceste elemente ne-au dus către ideea că, într-adevăr, în vârful munților, unde se plictiseau ciobanii, au făcut un ghemotoc din păr de animal ce aveau, l-au lovit cu bastonul, cu bățul, pentru că au avut copii care, ideea cam aceeași a fost, a lovit mingea sau ce a făcut el acolo, după ce a făcut mingea, a trimis copiii să aducă înapoi, că asta e ideea de joc, să trimite mingea lovită din baston și vine înapoi. Și s-au pus ulterior cercurile, eu știu ce a fost, și în final a ieșit acest joc extrem de frumos, spectaculos, pe care l-ai văzut și care încântă deja, pot să spun, multe țări la nivel mondial. România cred că este deja destul de încântată de el. Da. Acum, legat de sportul în școli și în cadrul învățământului, credeți că este foarte dificil să-l implementăm și să organizăm niște competiții sportive, mai ales în cadrul liceelor cu program, cu profil sportiv? Adică, practic, dacă avem un liceu cu program, cu profil sportiv, este foarte simplu să-l implementăm acolo. Avem profesori specializați pe sport. Este aceeași problemă de care am discutat în prima parte a emisiunii, da, anume faptul că profesorii nu au primit acea informație și, din păcate, refuză facultățile să le dea această informație despre oină. Nu este dificil deloc. Important este să existe voință. Am dat exemplu de la Constanța și dau în continuare. Avem 23 de profesori care n-au jucat oină niciodată. Prima dată au luat contact cu oina. Acum, conform proiectului, după ce au fost inițiați în oină, ne scriu și ne spun ce se întâmplă la nivelul școlii unde s-au dus prima dată cu mingea și bastonul de oină. Copiii sunt extrem de încântați. Întotdeauna, cel care dă linia în școala respectivă este profesorul de educație fizică și sport. Dacă el nu cunoaște, mergem din nou la culmea pedagogiei. Cum să înveți pe cineva ceea ce nu știi? Acesta este și proiectul Federației, acesta este și proiectul Național Redescoperă Oina, care ne dorim să fie implementată cât mai mult județe, deși teoretic ar trebui să fie în toate județele din România. Și dacă avem și situații în care, la nivelul școlii, profesorul de educație, și sunt din păcate adevărate aceste situații, profesorii de educație fizică nu cunosc acest sport, nu vor să-l practice, și avem profesori care sunt de alte specialități, și avem profesori de matematică, de istorie, de limba română, care în copilărie au învățat acest sport și ei fac la orele de educație fizică sau activitate extracurriculară cu copiii acest sport și vin cu el la competiție federației. Eu zic că este rușinos, dar este adevărat. De aceea trebuie să se întâmple ceva astfel încât să putem să transmitem acest mesaj. Ce este extrem de important să înțeleagă toată lumea, este sport național prin lege. Deci oina este declarată prin lege de două ori chiar sport național și este sportul național al României, este, eu știu, program național. Federația de oină, chiar dacă este prin lege acest lucru stipulat, nu vrea să oblige pe nimeni să practice acest sport pentru că e sport național. Niciodată n-am obligat pe nimeni să facă, nu facem obligatoriu. Ce vrem noi este ca să fim ajutați de societatea românească, să putem să învățăm pe cei care vor să practice acest sport, să le dăm o șansă celor care vor să practice acest sport, să aibă cunoștințele minime necesare, astfel încât să nu mai fie puși în situația ridicolă de altfel, în care vin copiii la școală și trag de profesor și hai să mă înveți oine, că am văzut pe internet, și profesorul nu poate să dea această informație. Este rușinos, zic eu, ca absolvent de educație fizică, fiind sport național prin lege, la plecarea din facultate să nu cunoști această disciplină sportivă. Repet, nu ești obligat să o practici unde te duci, dar trebuie să știi ce e oina. Când te duci acolo, practici orice disciplină vrei tu, dar trebuie să știi, pentru că ajungi acolo, te pune directorul de școală sau copiii cer acest sport și tu nu o să știi. Pe lângă acest lucru a fost introdusă oina în programele învățământului. Opționale, da. Exact, în programele opționale și cu toate acestea nu se practică foarte des, nici măcar în săptămâna altă sau în programe educaționale de genul. Sunt lucruri care nu s-au întâmplat de 30 de ani.
e greu. România e o țară mare totuși, nu e o țară mică. Să iei ușor la mână tot ce înseamnă școli, facultăți, profesori, e destul de greu de realizat. Mai ales că avem o echipă mică de implementare. V-am spus cifrele care vorbesc de la sine în ceea ce privește numărul de echipe pe mediul școlar. La nivel la federație am plecat de la 3-4 echipe, 4-5 competiții și am ajuns la 50 de echipe afiliate și numărul e în continuă creștere, cred că anul ăsta ajungem la 60 și la peste 40 de competiții naționale. Asta înseamnă că suntem într-o continuă creștere, dar ca să acoperi întreaga țară este drum lung. Este un trend ascendent, este bine, ne ajutați foarte mult cu promovarea, dar dincolo de ce facem noi, trebuie să se întâmple ceva la nivel local, la nivel Consiliului Județean, la nivel Inspectorat Școlar Județean. Eu știu, oriunde se poate întâmpla ceva pentru oină bun, să se implice acele persoane și autorități. Jocul în sine este frumos, este spectaculos, dar dacă nu este prezentat, nu se știe de el, niciodată nu se poate să fie practicat. Să trecem puțin și prin regulile de joc. Deci sunt două echipe a câte 11 jucători. Varianta clasică. Varianta clasică, exact. Varianta clasică este cea în 11 jucători. Aici poate se vede, nu știu dacă poate să prindă ceva ce se întâmplă pe teren. Varianta clasică se dispută între două echipe formate de 11 jucători. Echipele sunt chemate de arbitru la centru. Avem un mod original de a alege terenul. Se aruncă bastonul. Acesta este prins de capitanul celelalte echipe trecute pe foaia de joc. Nu primul și acesta, capitanii vor juca bastonul punând alternativ 4 degete pe baston. Câștigă cel care are ultimul minim 4 degete sus, cu excepția degetului mare. El urmă să aleagă unde va fi în prima repriză, pentru că avem două reprize nelimitate în timp. O repriză este cea în care echipa se poate afla la bătaie și a doua este cea în care se află la prindere. Cei care sunt la prindere își vor ocupa spațiile din teren. Terenul cum arată? Este un dreptunghi împărțit în două de un ax, deci pe două jumătăți egale, și în interior sunt marcate 9 cercuri. Se formează două culoare, un culoar în stânga, un culoar în dreapta. De ducere și de întoarcere. Sunt 9 cercuri pe care le vor ocupa jucătoarele din teren și, sau jucătorii, eu zic jucătoare pentru că acum suntem la feminin acum. Și le avem chiar da, în fața acolo. Și ceilalți doi, pentru că sunt 11, sunt pe capătul terenului. Cel din capăt se numește fundaș, cel din față se numește fruntaș. În esență, ce se întâmplă pe teren? Echipa care este la bătaie poate să facă puncte în funcție de distanța la care va trimite mingea lovită cu bastonul. Poate să facă 1 sau 2 puncte. Ce este extrem de important, spre deosebire de alte jocuri asemănătoare, la noi mingea este servită de coechipier, de către cel care urmează la bătaia mingii. Deci în repriza asta, cei la bătaie fac puncte doar în acest mod. După ce efectuează bătaia mingii, ei trebuie să parcurgă cele două culoare de care am vorbit, să se ducă și să se întoarcă. Cei din teren trebuie să puncteze și ei în această repriză. Recuperează mingea care este bătută, care este lovită cu bastonul și încearcă să-i lovească pe cei care aleargă pe culoare. Acum, ca să nu-l lovească la o distanță mică, pentru că dacă ar lua mingea și ar alerga oriunde după el pe teren, l-ar lovit la jumătate de metru și s-ar schimba, l-ar lovi și n-ar avea practic posibilitatea să apere. El, ca să dea o lovitură valabilă, cel care este în teren și obține 2 puncte pentru fiecare lovitură valabilă, va trebui ca atunci când aruncă asupra celui care aleargă, să fie tot timpul cu cel puțin un picior în cerc. Fiind cu un picior în cerc, se păstrează o distanță, exact. Da, se păstrează o distanță mare. Și atunci, asta e joaca. Bați, alergi pe culoare. În timpul ce aleargă pe culoare, cel care a bătut are voie să apere cu palmele, dacă a pus palmele, lovitura nu-i valabilă, de asemenea, dacă mingea atinge în prealabil pământ. A bătut, a făcut acest culoar, chiar dacă scăpa nelovit, nu ia puncte suplimentare, cel de la bătaie. Când ultimul jucător a bătut și a făcut acest tur, se inversează rolurile. De aceea nu este limitat de timp. Se adună punctele obținute în repriza la bătaie. Jocul este extrem de dinamic și spectaculos, pentru că la noi nu există timp morți. La noi totdeauna se întâmplă ceva pe teren. La noi alergi, lovești. Asta e integrat și a fascinat pe toți, pentru că de obicei în sporturi asemănătoare sunt momente statice în care nu se mai întâmplă nimic. La noi întotdeauna se întâmplă și cu minge și fără minge, este mișcare pe teren. Și în cazul în care este rezultatul egal la sfârșitul celor două reprize? Depinde de tipul partidei. Exact. Dacă este sistemul turneu în care jucăm fiecare cu fiecare să trece la partida următoare, pentru că se va lua în calcul ce se va întâmpla la cealaltă meciuri, dacă este un meci eliminatoriu și trebuie să avem o câștigătoare neapărat, se merge la loviturile de partajare în care se vor efectua 5 lovituri de partajare de fiecare echipă, adică vor lovi cu bastonul mingea și în funcție de punctele efectuate, un fel de penalti dacă vrei la fotbal, da. Doar că facem doar din lovituri cu baston.
Înțeleg. Știu că la un moment dat în timpul unui joc doi jucători se situează pe lateralul terenului cumva și caută să-și paseze mingea de la unii la alții. Este ceva de departajare? Ce reprezintă? Nu, ei sunt pe teren, după cum îi vedem aici, ei sunt pe teren și vor pasa mingea cu scopul de a găsi un moment prielnic și de a-l atinge pe cel care aleargă. De aceea pasează între ei. Și numai pe lateral se formează careuri. Cel mai mult avem 4 careuri și 2 triunghiuri, adică o formațiune de 4 jucători care sunt în cerc. Deci închipuiți-vă un careu care are 4 jucători acolo puși și vor pasa între ei cu scopul de a găsi un moment prielnic de a lovi pe cel din interior, care se poate apăra prin deschidere. Există tactici pentru a-l surprinde? Bineînțeles, sunt multe tactici de pasare. De pasare, pentru că în momentul când dai o diagonală, de exemplu, el trebuie să întoarcă. Da. Dacă ai dat 2-3 diagonale în forță, există posibilitatea că el nu mai apuce să întoarcă și atunci când ți-a venit mingea la prins cu spatele, l-ai lovit și a luat 2 puncte. Foarte frumos. Da. Ați spus în prima parte a emisiunii ceva legat de Ion Luca Caragiale. Ion Luca Caragiale este, știm foarte bine, un mare clasic, este de la noi din județul Prahova, din Ploiești. Vreau să vă întreb, dânsul a spus că în 1866, dacă nu mă înșel, nu s-a putut ține un referendum din cauza faptului că electoratul a plecat la o partidă de oină. E bine, se apropie alegerile. Ești pe aproape, ești pe aproape, e ceva asemănător. Ce vreau să spun, că Ion Luca Caragiale face parte din acel grup select al marilor personalități ale României care au făcut oină și care ne mândrim. Tache Ionescu, de asemenea, care este din zona de acolo, din zona Ploieștiului, pe lângă el avem Mihail Sadoveanu, avem foarte multe personalități puternice. Foarte multe. Demostene Botez, lista este foarte lungă, care au practicat oina, Nicolae Iorga, Avram Iancu, foarte mulți au practicat acest sport și fiecare ne-a lăsat o povestioare de cum a perceput el acest sport. Ion Luca Caragiale a spus următorul lucru. Aveau un teren în Ploiești pe care jucau, un teren virean pe care jucau oile și pe care de obicei aveau loc și activitățile importante de anunțare a publicului. Dacă aveau ceva, aveau un fel de pupitru în care se punea, dacă avea loc un referendum ceva, se punea pe un pupitru și lumea trecea și semna pe acolo dacă e de acord cu plebiscitul, cum zicea atunci. Da? Și atunci trebuia să aveau un referendum, nu știu care era scopul referendumului atunci. Și au pus o carte acolo în care trebuiau să semneze fiecare. Acel pupitru era pe terenul lor de oină și încurca. De fiecare dată veneau și aruncau pupitru jucătorii de oină și s-a ajuns în situația în care au împiedicat realizarea acestui referendum. Din cauza că era mai important oina, pentru că se apropie alegerile locale. Credeți că se va repeta istoria mare? E posibil să, dacă vrei, cu spirit de glumă, pentru că noi avem o colaborare foarte bună cu Ploiești. Am organizat foarte bine Cupa Reginei și Cupa Regilor, nu Cupa Reginei. Amândouă, ambele le-am organizat în organizarea primăriei din Ploiești, care le mulțumim. Anul acesta o să avem o competiție sală la Ploiești și ni s-a promis sprijin din partea autorităților locale. Mai mult decât atât, la anul aveți onoarea de a fi capitala tineretului și am vorbit deja pentru un proiect integrat. Oina nu poate lipsi din capitala culturală, trebuie să fie, cu siguranță. A tineretului trebuie să fim. Trebuie să fie vedetă chiar. Vedetă vom fi, pentru că la anul sunt convins că o să fim un pic mai bine decât anul acesta și putem să sărbătorim acolo prin oină ziua națională sau știu alte evenimente pe care dorim să le dăm ca exemplu de bună practică. Este o zonă unde venim cu mare drag, atât datorită prietenilor pe care avem acolo, cât și tradiție care a existat la nivelul acelei zone, numai în Ploiești, deci în zona respectivă a fost tradiție și încet, încet văd că începe să vă reveniți, în sensul că ați venit. Întotdeauna durează sau este mai dificil până se deschide din nou drumul. Este o cale bătătorită de alții, dar pe care acum au început să facă pași timizi câteva școli, Clubul Ambiția Mădălin, care ne-am dorit să devină un fel de locomotivă, să aibă cât mai multe vagoane cu practicanții oine. Știu că Mădălin vrea să facă și Asociația Județeană de Oină. Foarte efervescent pe plan local. Face multe discipline sportive, dar oina e cea care acum începe să-i acapareze foarte multe discipline, foarte mulți sportivi la alte discipline și mi-a spus că, în glumă sau în serios, că are sportivi care merg mai rar la alte discipline sportive și vin mai mult la oina. Ceea ce e un lucru foarte, foarte interesant. E un lucru interesant, pentru că, dacă vrei, raportat și la faptul că el are multe discipline acolo, noi avem o activitate internațională în care prezentăm oina. Eu sunt și vicepreședinte la Asociația Europeană a Jocurilor Sporturilor Tradiționale și am ocazia să particip mai multe evenimente mondiale în care sunt prezentate jocurile și sporturile tradiționale. Unul dintre ele are un fel de valoare de olimpiadă, dacă vrei, a sporturilor tradiționale. Peste 70-80 de țări participă din toate continentele, din toată lumea. Olandezii sunt cei care au venit, au un sport mai multe tradiționale. Au venit cu canal jumping, au o prăjină cu ajutorul căreia fac un salt. Exact. Au venit cu televiziunea națională, în Busan, în Coreea, și ne-au studiat jocul.
ne-au cerut informații despre tot ce înseamnă regulamentul, l-au înregistrat și ne-au spus că vor să-l ducă ca element pregătitor în academiile de excelență pe care le au în Amsterdam, deoarece îl consideră foarte bun pentru activitățile ulterioare ale anumitor discipline sportive, chiar și de încălzire. Așa de exemplu, multe deprinderi motrice care se regăsesc în alte sporturi. Reflexele care pot fi folosite ulterioare pentru chiar și joc de selecție, poate fi pentru, eu știu, arte marțiale sau sportul de contact, aruncarea care este pentru handbal sau pentru suliță, tot ce înseamnă condiția fizică care pentru orice disciplină sportivă e bun. Nu mai spunem de sprinturi care sunt foarte bune pentru atletism. Așadar, cred că ce ai spus mai devreme legat de faptul că vin ceilalți poate să fie și glumă, dar în același timp poate să fie și serios. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră de a veni la Ora de Sport. Și eu vă mulțumesc mult de tot și cred că prin prezența dumneavoastră deja am câștigat noi și noi adesea Prahova. Ne revedem data viitoare. La revedere!